Bună seara și bine ați venit la o triplă lansare de carte în seara aceasta la Librăria Sofia, trei volume pe care le-am grupat generic sub denumirea Drumul Inimii către Lumină, al cărui autor, domnul Mircea Florin Caracaș, aici de față, este doctor inginer chimist și teolog, profesor de chimie la Colegiul Tehnic Mihai Bravu și se află la cel de-al cincilea volum publicat. Ultimele trei lansându-le noi astăzi. Deci, cele trei cărți la care ne referim în această seară sunt Vindecarea prin scris, jurnal volumul 2, Drumul inimii către lumină, jurnal volumul 1 și Drumul dublu jurnal creștin european. Alături de autor în această seară, invitații dumnealui sunt părintele Narcis Tupcanu, redactor colaborator la Radio Trinitas și secretar al Pretoriei Sector 4 Capitală, Părintele conferențiar dr. Petre Comșa, de la Facultatea de Teologie din Târgoviște, preot slujitor la Parohia Sfântului Ilie Grant din București, poeta Ana Nemescu, Ada Nemescu, administrator al rețelei literare Negru pe Alb, și domnul academician dr. Constantin Bogdan, vicepreședinte al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici și președintele Asociației Medicilor Scriitori din România. Evenimentul din această seară va fi început de actrița Doina Ghițescu de la Teatrul Armatei. Bună seara și bine ați venit! Vă rog! Acolo e mai bine, da? Așadar, doamnelor și domnilor, scriitori, dragi scriitori și iubitori ai cărții, sunt actrița Doina Ghițescu de la ansamblul artistic Ciocârlia. Această sărbătoare este una religioasă și națională. Se referă la aniversarea zilei naufragierii în insulele Malteze, a corăbiei care îl ducea la Roma spre judecare pe Sfântul Apostol Pavel. Evenimentul s-a produs în anul 60 după Hristos și este consemnat în Faptele Apostolilor, în Noul Testament. În Biserica Sfântul Paul și pe străzile capitalei malteze, lumea iese cu un entuziasm de nedescris. Sărbătoarea are loc în fiecare an, pe 10 februarie. Sfântul Pavel este patronul Maltei. O sărbătoare mult așteptată de tot poporul. Șederea acestui aici, timp de 3 luni, a fost consemnată în Faptele Apostolilor din Noul Testament. Corabia, s-afrând de rocile stâncoase din cauza furtunii, iar pasagerii au trebuit să se salveze. Populația malteză i-a întâmpinat cu bucurie. Guvernatorul insulei și mulți alții s-au creștinat după petrecerea unui eveniment ieșit din comun la venire, descris în capitolul precedent în care Sfântul Apostol Pavel, fiind mușcat de o viperă, a supraviețuit. Sărbătoarea are loc de fiecare dată, pornind de la Biserica Sfântul Pavel, a naufragierii corăbiei. Această biserică este una dintre cele mai vechi ale insulelor malteze, datând din anul 1570. Repet, sunt fragmente din capitolele scrise de autor. Dumnezeu a vrut să fiu salvat, îngrijit apoi la infirmerie, să mă întorc sănătos acasă la familie. Numai forța divină m-a tras ca pe un resort din acea baionetă. Toți, soția, fiul, mama, tata, sora, m-au întâmpinat cu iubire, răsplătind eforturile mele, lupta acerbă cu mine însumi din acele 6 luni. Timpul este creația lui Dumnezeu pentru om. Este izvorât din lumina sa. Pe drumul de lumină ne înscriem.
străbătând bezna, învingând-o prin spirit. E calea ta de încercare, ca persoană, prin comunicare și iubire, ca ființă, prin autodepășire, la întâlnirea timpului cu veșnicia. Țineți minte, totul doar prin iubire. Aș vrea în continuare să dau cuvântul cuzniciei sale, părintele Narcis Tucan, de la Radio Trinitas. Părinte profesor, bine academician, părinte profesor, onorat auditoriu. Mă simt chiar onorat că sunt în seara aceasta alături de părinte, de domnul profesor, pe care l-am cunoscut acum vreo 3, aproape 4 ani în urmă, când era după un tratament foarte puternic și întâmplător. Ne-am întâlnit la liceul la care dânsul preda și în care întâmplător am aterizat și eu, încercând să împărtășim copiilor care, fiind într-un liceu tehnic, erau mai mult preocupați de alte aspecte ale lumii acestea, însă și eu și domnul profesor, fiind teologi, ne-am dat seama că acei copii aveau mai mult nevoie și de altceva, de o deschidere către spiritualitate, către ceea ce înseamnă viața trăită și viața trăită frumos. Și atunci ne-am întâlnit acolo, că eram într-un cadru tehnic, dar vorbim despre lucruri care depășesc și tehnica și lumea aceasta, vorbim despre Dumnezeu. Și încet, încet, domnul profesor mi-a povestit toată experiența lui de viață și lucrurile minunate prin care a trăit. Ce să spun, faptul că suntem astăzi la lansarea acestor cărți, care sunt alcătuite din cuvinte, și foarte frumos vorbea părintele profesor despre ceea ce înseamnă cuvântul și cât de atenți ar trebui să fim la cuvintele pe care le rostim zi de zi. Deci faptul că suntem aici și vedem aceste cărți sunt rezultatul minunii prin care a trecut domnul profesor, pentru că nu este ușor să ai puterea să depășești o astfel de suferință și o astfel de boală prin care a trecut el. Și aceste minuni sunt cele care ne ancorează în realitatea vieții acesteia, pentru că ele ne conduc dincolo de ceea ce noi vedem și simțim, ne conduc cu mintea către Dumnezeu. Iar domnul profesor ne face mai ușoară calea aceasta a ajungerii către Dumnezeu și ne face să înțelegem și noi, cei care nu trecem sau nu am trecut încă printr-o suferință atât de mare, să înțelegem ce înseamnă suferința și faptul că ea are o parte frumoasă, o parte bună, chiar dacă această parte bună și frumoasă se arată după durere, după chin, după multe medicamente care ne răvășesc, sau după chiar tristeți care ne încearcă în momentele acelea de răscruce. E și aceasta, și suferința este și o modalitate prin care Dumnezeu ne deschide ochii, și mai ales ochii sufletului, ca să înțelegem ceea ce suntem de fapt și unde trebuie să ajungem. Și așa cum vă spuneam, domnul profesor ne arată sau ne întrezărește și nouă, celor care n-am trecut prin suferință, ceea ce înseamnă să depășești suferința. Ei bine, bucuria a întâlnit-o domnul profesor atunci când s-a vindecat și iată lumina care l-a ajutat să depășească momentele respective s-a împrăștiat și printre cuvintele acestor cărți,
care ne bucură și nouă sufletele și, așa cum ați auzit, ne încarcă de bucurie duhovnicească și ne ajută să dobândim și noi o frumusețe despre care vorbea părintele profesor Petre Comșa, frumusețea aceea a sufletului, care nu constă, nu poate fi doborâtă nici de riduri, nici de părul alb și nici de orice alt defect fizic pe care le suferă omul de-a lungul veacurilor. Vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur mult că am reușit să ajung. Nu credeam că voi reuși, dar iată că așa s-a întâmplat să ajung. Aș vrea să vă mulțumesc pentru gestul de a veni pe părintele Magistus Tucanu. L-am cunoscut ca profesor. N-am cunoscut ca profesor. În acum mai mulți ani, nu mai știu cât. Aproape patru. Și profesor și de religie și de chimie, iar esenția sa în discuțiile extraordinare pe care le-am purtat, chiar înainte de a ști că este la Radio Trinitas. Și tot mă întreba și mă întreba și eu la un moment dat am început să relatez și așa ne-am apropiat din ce în ce mai mult și discuțiile noastre au continuat inclusiv la Radio Trinitas prin mai multe emisiuni. Chiar și astăzi am înregistrat la Radio Trinitas la un colega Sfinției sale și bucuria de a împărtăși această iubire pentru Hristos, pentru credință. Legătura aceasta între știință, teologie, artă, filozofie și modul în care Dumnezeu concepe acest dialog, această mărturisire, de fapt, mărturisitori ai în Duhul Sfânt. De aceea aș vrea să-i mulțumesc încă o dată și dânsului și colegilor dânsului, la care m-am îndrumat. Astăzi am fost și la Radio Actualități și la... Deci este o mare mângâiere venirea Sfinției voastre. La fel precum și cea părintelui profesor Petre Comșa, datorită Sfinției sale, pot spune că de 15 ani, săptămână de săptămână, Sfinția sa și-a găsit poate și o oră, poate și mai mult, în niște dialoguri extraordinare, care au, bine, și lucrări care au fost și această creștere a mea duhovnicească, datorez colegilor mei și îi mulțumesc încă o dată părintele Marcis și faptul că și la trecutele prezentări legate de acest drum al inimii în acest triunghi de cuvinte cheie la intersecțiile care chimie, viață, Dumnezeu cu drum, inimă, lumină. Sunt niște intersecții extraordinare și Sfinția sa aici a mărturisit din aceste cărți. Încă o dată mulțumesc mult pentru... De obicei vorbesc liber, da. În prezent sunt o viroză, în convalescență și nu sunt în apele mele, așa, nici cu vocea, nici cu... Și mi-am notat, așa că o să vă cer scuze, că o să citesc. Avantajul există și în cazul citirii unei prezentări, că nu omiți ceea ce ți-ai propus. Cartea are multe revelații,
și am ținut să le aduc în fața dumneavoastră. Am zis că această carte merită o analiză literară, o cronică literară, care este un bun vehicul pentru promovarea cărții, dincolo de o prezentare mai generală. Și atunci o să fie acest text scris, care are și alte rațiuni. M-a preocupat ca medic și am scris multe lucruri despre boală și creație. Iar cartea domnului Caracas a venit ca un argument pentru tezele mele pe care le-am exprimat în multe eseuri. Fiindcă de obicei stigmatizăm boala, considerăm că este impudică, o ascundem. Ei bine, există multe creații în civilizație, în cultură, a căror autori au suferit și datorită acestei suferințe au ajuns la creație. Deci iată că am vorbit și liber. Deci mi-am propus să vă citesc ca să nu omit niște lucruri care m-au impresionat. M-a impresionat și încrederea și onoarea pe care mi-a acordat domnul Caracas și m-am bucurat să am încercat să răspund acestei încrederi pe cât am putut. Și acum să-mi îngăduiți, cu scuzele de rigoare, să vă citesc ce mi-am notat aici. Un eveniment dintre cele care pun sub semnul întrebării existența, o boală gravă, avea să aibă drept efect surprinzător, miraculos, puțin obișnuit, ținând cont de prognosticul unui diagnostic ca metaplazia mieloidă cu mielofibroză, care este o formă de cancer a celulelor sanguine, o remisie care se va complica, în ghilimele, în mod fericit, cu vindecare. Întâmplător. De altfel, complicațiile fericite în cazul lui Mircea Florin Caracas au fost mai multe. Boala a scos la lumină un apetit creativ deosebit. Îngrijirea medicală a fost potențată de credința în puterea divinității, pastilele și transfuziile și-au valorificat eficacitatea terapeutică potențială prin rugăciuni fierbinți și continui, un tonus psihologic pozitiv întărit și menținut de speranță și încredere, un drum al luminii către renaștere. În sfârșit, boala creativă, în cazul lui Mircea Florin Caracas, a dorit literaturii un valoros și înzestrat scriitor. Îi mulțumesc încă o dată și aș vrea să mă refer la o nouă carte, Dublu Jurnal Creștin European. Această carte, care vine ca volum al doilea, după Nopți Pariziene, o primă carte de călătorii, în care am prezentat foarte, foarte multe capitole legate de Paris, de orașul luminilor, unde îmi petrec prin natura împrejurărilor mult timp. Și nu numai de Paris. Aici, în Dublu Jurnal Creștin European, se extinde asupra multor orașe din Franța, se extinde asupra peste 22 de orașe și capitale, inclusiv asupra peste 10 țări. Un dublu jurnal în ideea că există o intersecție, așa cum la drumul inimii către lumină
se vorbește de o intersecție între drum, inimă, lumină, chimie, viață, Dumnezeu, așa cum părintele profesor Petre Cumșa m-a întâmpinat, care a terminat și chimia și teologia și mi-a spus, asta este intersecție de triunghiuri, de ale lui Dumnezeu, că chimie, viață, Dumnezeu, drum, inimă, lumină. O să rog în continuare pe poeta Ada Nemescu să vorbească câte ceva de aceste cărți. Mulțumesc! Nu vă imaginați ce emoționată sunt, de aceea vă rog să-mi permite să stau jos. Deși se vorbește despre vindecare, nu reușesc să mă vindec de emoții. Da, sunt fericită să fiu din nou o invitată. Nu a fost nevoie de cuvinte, chiar nu am vorbit deloc la telefon. Știam că o să fiu aici încă de anul trecut, de la cealaltă lansare. De-adevăr, pe rețea, domnul Mircea Florin Caracaș ne captează atenția, vorbim aproape zilnic, ne citim, ne emoționăm. Este un om, așa cum îl simțiți și cum îl vedeți, extraordinar. Și mulțumesc că ne vizitează și pe site și mulțumesc că m-a invitat astăzi aici. Voi citi doar câteva fragmente, din foarte greu le voi selecta, din postfețele scrise de Lioara Macovei, prietena mea de pe site, care este și scriitoare și pictoriță. Și să vă rog să aveți răbdare. Mulțumesc! La dublu jurnal european creștin, voi citi cuvintele Lilioarei Macovei. Se spune că investiția în cunoaștere aduce cea mai bună dobândă. În această carte am avut fericită ocazie să cunoaștem puterea cuvintelor și prin asta am dat mâna prietenește cu omul care trezește bucuria exprimării creatoare. Așadar, am parcurs un drum lung, dacă ne ferim de unde începe, dar interesant și cu siguranță surprinzător și ce poate fi altfel dacă nu bucurie luată pe neașteptate. Dublu jurnal european creștin este o preumbrare prin lume și care cu siguranță va restabili armonia dintre om și univers în caz că existau dezechilibre în acest fel la vreunul dintre cititorii acestei cărți. Călătoria și schimbarea locului aduc o nouă vigoare minții, spunea Seneca și în acest material excepțional de asta am fost asigurați. Volumul de față este unul captivant, fără îndoială, supunând cititorul la meditație și reflectare. Lectura acestei cărți ne-a asprit mintea și ne-a îmblânzit inima. Pornind de la primele 4 secole după Hristos, cu martirii care și-au ales credința creștină ca sprijin indestructibil, am căpătat informații prețioase despre fapte și gândiri, adevărate modele pentru o conduită omenească plăcută lui Dumnezeu. De fiecare dată când un capitol din carte are destăinuri inedite, dau un dâns spre liniște și citire cu îngăduință. Așa se îndestulează inima unui cititor bun și a unui îndrăgostit de minunății. Astfel, înțeleptul totdeauna este bogat, dar rare ori bogatul este înțelept. Spunea Tale și noi românii suntem și înțelepți și bogați. Am fost invitați la meditație și trăire e-afectivă, poate așteptate, poate surprinzătoare, dar benefice cu siguranță. Drumul prin lume nu ne-a fost zadarnic, căci ne-a trecut și prin suflet și prin minte. Se închide un jurnal pe care l-am parcurs cu doza mărită de curiozitate, fără riscul de a pierde inutil vreo clipă. Poate că n-am fost cel mai fin observator al utilității acestei cărți, dar m-am străduit că din ceea ce am prins din ea, să dezvălui cu toată generozitatea spre editiere și cunoaștere în ansamblu a ideii autorului. Universul are sens doar când avem cu cine să ne împărtășim emoțiile. Și citind acest jurnal, asta am constatat. Timpul nu ni l-am consumat fără beneficii, efortul nostru de a citi un asemenea material ne-a adus bucurie și dacă am fost hotărâți de la început că putem parcurge asemenea drum, apoi mulțumim autorului. Mă rog să întâlnesc în viață oameni buni și frumoși, căci multe am de câștigat și acum, aici, am descoperit încă o bucăție spirituală, îmbucurătoare și pe care am primit-o fără reținere de la un om special iubit de Dumnezeu. Sufletul care a fost atins de iubirea lui Dumnezeu mereu se bucură, este vesel, saltă și dansează, fiindcă se odihnește în iubirea Domnului, precum se odihnește călătorul lângă izvor. Nimic din necazurile lumii nu ne poate tulbura liniștea și pacea lui și nici nu-i poate lua bucuria și fericirea în care se află, spune Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina. Mi s-a permis să ilustrez cartea cu imagini, spune Lilioara Macovei, și am fost foarte încântată.
Unele s-au creat singure, altele m-au căutat, pe altele le-am găsit. Dar toate m-au ajutat să fac un lucru, sper, frumos și în același timp pas cu textul. Le-am oferit cu drag, pentru frumusețarea unei cărți, dacă mai era nevoie. Creația lui Mircea Florin Caracaș va pătrunde oricum în sufletul celui care o va descoperi cu tihnă și răbdare. Am călătorit spre atâtea destinații cunoscute sau nu, toate impresionante și, deși am ajuns la final, am totuși impresia că sunt în inerția drumului plin de întâmplări și cunoaștere. M-am rătăcit în liniști, m-am îmbogățit cu frumuseți, am trecut hotare fără efort și am uitat că există timp. Am intrat pe o ușă care era deschisă și m-a uimit o lume plină de farmec și aventură. Ne-am împărțit bucurii, am simțit mirasma bunătății, am perceput și alte splendori la care poate nici nu visam. Ne-am împrietenit, Doamne, câte daruri ne-ai dat! Să mulțumim toate și pentru toate! A consemnat Ilioara Macovei.